Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Fel face valor un discurs al unei absolvente de liceu din orașul Ineu. Este vorba despre o șefă de promoție, șefa de promoție de la Colegiul Mihai Viteazu din Ineu, județul Arad, domnișoara Iulia Cociuba, care a făcut praf sistemul de învățământ în discursul de final de an, spunând despre el că nu a învățat-o decât să se conformeze și să muncească pentru validări artificiale, fără semnificație. Și o să vă citesc pasaje din discursul ei. Și apoi, evident, asta a enervat o mulțime de profesori. O să vă citez din răspunsul pe care l-a dat indirect fostul ministru al educației, Daniel Funeriu, care este doar unul dintre profesorii care s-au simțit direct lezați de afirmațiile domnișoarei Cociuba. Apoi o să vă întreb cui dați dreptate și de ce și ce credeți că putem învăța cu toții din această întâmplare. O să vă reamintesc numărul de telefon la finalul intervenției. Deci, vă rog să fiți atenți. Iulia Cociuba, șefă de promoție, la evenimentul de încheiere anului școlar. Un discurs ținut în fața unei asistențe alcătuite din colegi, părinți, profesori, cum se întâmplă de obicei, o asistență pe care a lăsat-o literalmente cu gura căscată. Citez. Am petrecut ani de zile învățând pentru note și validare academică și am realizat abia acum cât timp am pierdut. Am dobândit cunoștințe, nu și valori. Pentru că asta înseamnă, din păcate, școala. În loc să fie un loc al învățării și dezvoltării, școala a devenit o sursă de frustrare și dezamăgire pentru mulți dintre noi. Ne-am simțit deseori în imposibilitatea de a ne exprima punctul de vedere, de a gândi diferit sau de a fi autentici. Ce m-a învățat școala? Se întreabă retoric domnișoara Iulia Cociuba, șefă de promoție. Să mă conformez, să mint, să-mi șterg cu buretele personalitatea și să mă ascund în spatele unor standarde absurde. Școala, zice ea, a devenit un loc unde performanțele noastre sunt atribuite meritelor instituției și profesorilor, iar eșecurile ne sunt puse în cârcă. Am avut parte de un sistem care ne-a învățat mai degrabă cum e să fim superficiali și ipocriți decât să ne dezvoltăm etic și moral. Astăzi, în fața dumneavoastră, îmi reafirm dorința de a fi autentică și de a lupta pentru valorile în care cred. Știu că acest discurs deranjează, dar sper să fie și un pas spre conștientizarea unor probleme care au fost băgate sub preș atâta timp. Și am încheiat citatul. Încă o dată, vine din partea unei șefe de promoție. Adică nu este vroloază care n-a înțeles nimic din școală, o urăște și ca tare la final dă o copită la ieșire. Nu, este o fată care a luat note bune, a învățat potrivit standardelor școlare din România, standardelor educaționale din România, ar trebui să fie un elev de super succes. Da. E, domnișoara asta a obținut succesul și a spus că ei de fapt nu-i folosește la nimic, că este un succes fals, asta zice fata. Agitație, rumoare, scandal, evident. Pe Facebook, domnul Funeriu, fostul ministru al educației, scrie așa. Citez. Cineva trebuie să spună că discursul devenit celebru al domnișoarei din Ineu nu este decât un teribilism al unui copil deștept, dar care încă nu a înțeles care e rolul școlii, așa imperfectă cum este ea. Nu a înțeles încă exact că ea e responsabilă a propriei sale vieți, în care din ce ți se dă, adică școala, tu triezi, extinzi, utilizezi în clădirea propriei personalități. Domnul ministru continuă, practic ceea ce a făcut domnișoara e ceea ce ar face un proprietar care se zborșește la constructorul unei case încă în construcție, care abia a turnat fundația, că nu vede încă decorațiunile interioare. Cam tot ce solicită domnișoara sunt lucruri pe care ți le clădești singur pe fundația cunoașterii pusă de școală. Am încheiat citatul. Și cu asta aș vrea să vă cer părerea, deci cui dați dreptate? 0372069599. Cine credeți că spune nu adevărul, că adevărul este în funcție de cum îl percepe fiecare în acest caz? Cine credeți că are, raționează corect în privința asta? Domnișoara care spune am preluat cunoștințe, dar nu și valori? Sau domnul ministru Funeriu care spune asta este doar baza, mai departe este rolul tău ca pe această fundație să-ți construiești o viață cu valori și cu principii?
Domnul ministru, eu zic că subliniază în mod indirect și un minus al sistemului de învățământ. Asta mi-amintesc în liceu, am avut, să zic așa, curajul să contest o afirmație a doamnei profesoare de geografie și în aceeași zi am luat și 2 și 3. Pentru că numai că n-am avut dreptate, pentru că nu există dezbatere, nu există dialog. Există dreptate doar unidirecțională. Mm-hmm. Foarte corect ce spune Alex. Domnul Luca Matale, ce credeți? Da, eu cred că ar trebui să vorbim despre o reformă mai profundă a sistemului educațional din România. Dar nu numai din România. În alte părți poate că se mișcă un pic mai repede lucrurile. Mi se pare că generația s-a schimbat profund. Adică generația asta nouă e cu totul diferită de generațiile trecute și din cauza impactului ecranelor, a tabletelor, a telefoanelor, a felului în care circulă informația, a provocărilor pe care le au copiii ăștia. Și cred că școala trebuie să facă repede niște pași înainte și să schimbe ceva, pentru că nu mai e de actualitate în multe puncte de vedere. Eu tind să le dau dreptate amândurora, să știți. Cred că domnișoara absolventă, șefă de promoție, spune corect că a primit cunoștințe și mai puțin valori, că școala nu mi se pare că despre asta se ocupă. Pe de altă parte, ca să-i dau dreptate și domnului Funeriu, eu am făcut o facultate ca să obțin o diplomă într-o meserie în care știam că nu o să profesez, și anume inginerie. Mi-a fost foarte greu. Adică politehnica a fost extrem de dificilă pentru mine, dar am terminat-o ca să nu o las neterminată și ca să-mi demonstrez mie că pot face și lucruri care nu-mi plac. Și mie politehnica mi-a organizat mintea, adică prin cunoștințele pe care mi le-a furnizat acolo și prin felul în care m-a obligat să gândesc, simt că mi-a organizat cumva mintea și m-a învățat să abordez problemele mult mai ordonat. Chiar dacă am știut de atunci că nu o să fiu niciodată inginer. 0372069599, sunați-ne și spuneți-ne cui dați dreptate. Neața, băieți, eu am un copil care în toamnă va trece clasa a treia. Deja de ceva timp mă tot gândesc la a mă muta cu ea spre o școală particulară. Dar știi cum e, considerent de financiare și acum, după discursul șefei de promoție, parcă m-a convins și mai tare și o să facem un efort financiar ca începând din clasa a 5-a să merg la o școală particulară care poate să o formeze pentru viață și pentru abilitățile pe care le are ea. Mulțumim pentru mesaj. Curicula este aceeași. Întrebarea este dacă în sistemul de stat sau dacă în sistemul privat se învață valori și nu doar cunoștințe. Nu știu dacă este diferența asta. Cert e că sunt mai puțin copii în general în clase. Dar uite, apropo de asta, Cristian din Suceava ne-a scris un mesaj interesant, zice așa: recent am fost în vizită în Japonia, am aflat destul de multe despre sistemul școlar de acolo, în care în primii ani copiii sunt învățați nu matematică, ci despre valori umane, despre cinste, despre respect, despre modul de comportament în societate, în relații cu prietenii, etc. Acolo, dacă un părinte își aduce cu mașina copilul la școală, el nu va mai fi primit să învețe în acea școală. La noi, materiile școlare sunt făcute strict pentru a le asigura catedre unor profesori. Bună observație. Hai să-i spunem bună dimineața. Bianca e alături de noi în direct. Uite, Bianca este clasa 11. Bună, Bianca. Bună dimineața. Sunt Bianca din Alexandria Telemann și chiar acum sunt și în curtea liceului. Bonjour. Și pe lângă așa, calitatea mea de elev, mai sunt și elev reprezentant, pentru că sunt și președintele Consiliului Național al Elevilor. Opa, felicitări! Te ascultăm, ia spune, între aceste două poziții, care crezi că e mai aproape de adevăr? Între cele două poziții o să dau... o să spun că poziția fetei din INEU este cea adevărată, aș putea spune, strict pentru că a făcut ceva cu care nu suntem obișnuiți, într-un discurs care de obicei este plin de mulțumiri și mulțumesc școlii, mulțumesc, și o listă foarte lungă. Dar discursul ei este mai aproape de adevăr? Părere. Este aproape de adevăr? Adică are dreptate atunci când spune așa? Foarte dur spune: ce m-a învățat școala? Să mă conformez, să mint, să-mi șterg cu buretele personalitatea și să mă ascund în spatele unor standarde absurde. O să spun că da, pentru că putem vedea reacția publică și faptul că foarte multe persoane, fie profesori, fie chiar elevi, părinți și alte autorități, condamnă cumva faptul că ea și-a exprimat părerea cu adevărat și a spus da, școala nu m-a ajutat și școala doar mi-a pus această
fațadă. Școala nu m-a învățat competențe reale, pentru că putem să vedem și frustrarea de acum câteva săptămâni a elevilor care voiau să anuleze examenul de bacalaureat, să se schimbe, să se întâmple ceva diferit. Și ar trebui să ne punem din ce în ce mai multe întrebări. Mi se pare că e doar tipul unui iceberg aici și a scos la iveală o discuție pe care cu toții cred că ne e frică să o purtăm. Mulțumesc, Bianca. Ce se întâmplă când școala nu ne oferă ce avem noi nevoie ca și elevi, ca și tânără generație. Mulțumesc, Bianca, clasa 11. Mulțumesc pentru intervenție. Îi spunem bună dimineața și lui Ion. Salut, Ion. Salut. Bună dimineața. Bună. Te rog. Vreau să fac câteva remarci. În primul rând, sunt cadru didactic. Sunt profesor învățământ primar, adică învățător. Da. Vreau să spun că această fată, nu i-am reținut numele, are dreptate. Însă dreptatea, ca de fiecare dată, este undeva la mijloc. Nu aș fi cu ceva de acord din ceea ce a spus dumneavoastră, că școala nu învață nimic. Ba da, a învățat-o. S-a autoeducat și și-a dat seama că școala merge într-o direcție greșită. Unii profesori pe care i-a avut au făcut-o de așa natură să-și dea seama cu ce e greșit sistemul și ce trebuie făcut. Știți, sinceritatea nu ne convine multora dintre adulți și mai ales a cadrelor didactice. Aș compara ceea ce ați spus dumneavoastră că ați făcut Politehnica cu ceea ce a spus dumneavoastră, dar dumneavoastră ați făcut universitatea și nu este obligatorie și școala este obligatorie de la clasele CP până la clasa 12-a. Da. Nu este o opțiune să dăm la o școală privată pentru că școala în formele ei, chiar dacă curicula este la fel, atât la privat cât și la stat ar trebui să fie aceea de a transmite nu doar cunoștințe, ci și valori, așa cum bine spune fata. Strategiile sunt diverse, însă, să știți. Este foarte greu și în rândul cadrelor didactice să fii diferit și să ai îndrăzneala sau obrăznicia să spui lucrurilor pe nume sau ceea ce gândești, dacă greșești să-ți ceri scuze sau să fii diferit. Mulțumesc, domnule profesor. Încercăm să mai luăm măcar un telefon. Bună dimineața și lui Luigi. Neața. Salut! Bună dimineața, dragilor! Bună dimineața! Eu vă sunt de pe DN6, Drobeta Turnul Severin, Orșova, drumul ăla pe care se tot răstoarnă tirul și din cauza căruia facem foarte mult timp în trafic. Eu sunt inginer de meserie. Da. Avem un minut. Da, am făcut o facultate și, din păcate, acea facultate nu m-a ajutat cu absolut nimic în viață. Tot ceea ce fac, fac după ce m-am autoeducat. Acea fată este motivul pentru care eu cred că România asta se poate schimba. Cred că, într-adevăr, domnul Funeriu a devenit iarăși un ofuscat al acestui minister al educației, care de 30 de ani nu face nimic altceva decât să trimită copii și tineret în afara țării, pe care nimeni nu vrea să-i educe pentru ceea ce are nevoie această țară. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Aș vrea o scurtă concluzie să spun. Știți, în România se spune cei 7 ani de acasă. Eu cred că cumva ar trebui să renunțăm la sintagma asta. Sigur, e bine să ai o familie care poate să te educe cu valorile adevărate, dar familiile sunt foarte diferite. Sunt familii care n-au niciun fel de principii. Sunt familii sărace care nu-și permit educație, familii care nu sunt interesate de educație. Este rolul statului să asigure tuturor copiii viitorii cetățeni ai României un anumit nivel de educație și, cred eu, și valorile etice și sociale de care este nevoie pentru ca țara asta să progreseze. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.